Eu sunt adeptul teoriei care spune muncești până nu o să mai fii nevoie să te prezinți. Și așa am făcut toată viața mea, mi-am dat silința, mă înțelegi? Și la un moment dat, oriunde mergeam să mă angajez, la non-stop, la spălătorie, la măturătorie, toată lumea mă recunoștea. Iar ai venit, băi, pușcării, băi, hoțule, micinosule, pleacă de aici. Și mi-am dat seama că am atins nivelul în care nu mai era nevoie să mă prezint. Nu știam ce să mai fac. Cu furat, cu mințitul, nu prea mai mergea. Și mi s-a instalat așa un fel de scârb în suflet, din lumea înconjurătoare, cu toate trădările și poluările și războaile ei. Și atunci mi-a încolțit în minte ideea să devin pusnic, să fiu numai eu cu mine și să încerc să găsesc cea mai bună variantă a mea. Am plecat de acasă doar cu o bocceluță, în care am pus strictul necesar. O periuță de dinți, un lunceac, un colț de pâine, un pachet de șervețele umede, o revistă cu femei și două cărți de-a lui domnul președinte Klaus Iohannis, că m-am gândit să dorm bine noaptea. Și ziua. M-am dus undeva în munții Rodnei. 3 zile și 3 nopți am mers prin hățișurile pădurii. Eram numai eu cu ligioanele sălbatice. Pușcării de ăștia de făceau grătar cu manele, aruncau peturi de plastic printre copaci. I-am bătut, i-am fugărit, le-am dat în spaimă. Și tot îmi căutam un loc unde să mă așez în pusnicie. La un moment dat am ajuns într-o poieniță foarte frumoasă. Aveam deasupra o stâncă, în față un râu cu apă cristalină, dar eu apă nu servesc. Și la nici 100 de metri o pensiune. Unii mă mai duceam, mai mâncam o ciorbă de burtă, beam o bere. Ca pusnici. Băi, azi așa, mâine așa, mai cu rugăciuni, mai cu meditații. Seara mă duceam la pensiune. Era frumoasă pusnicia. M-am împrietenit cu proprietarii, un domn și o doamnă, oameni din munte, oameni frumoși, gospodari. Când mi s-a terminat banii, ei mi-au zis, băi, Ionică, noi te mai servim cu ciorbă, cu o bere, cu o friptură, dar pune mâna și ne mai ajută și tu prin curte. Și așa am început să fac curat la animale. Dar bine, superficial. Și într-o seară m-a chemat nea Mihai, proprietarul, să bem un vin. Și îmi zice, băi, Ionică, tu o vezi pe fata noastră? Avea o fată pericol montan numărul 1, cam la 20 de ani. Dar fată trăită numai cu miere de albini, cu ghindă, cu lapte de capră. Avea un ten ca spuma mării. Zic, o văd. Te rog din suflet să nu te atingi de ea. Că ea nu cunosc parte bărbătească. Și vrem să o mărităm așa cum se cuvine, mă înțelegi? Și-am scris Mihai, în primul rând eu sunt pusnic. El zice, lasă-mă, Ionică, cu vrăjeala asta. Tot o mai fost pusnici pe aici, pe la noi și a explodat natalitatea. Și tot băia și ofta. Îl întreb, dar de ce oftezi, nea Mihai? El zice, am o supărare mare tare cu fata. Nu știu ce s-a întâmplat, parcă e un blestem, parcă e o legat cineva cu nuniile, dar nu reușim să o mărităm. Zic, cum, dole, o fată așa frumoasă, așa educată, să nu poți să o măriți? Dă cu eu, eu! El zice, nici chiar așa disperați nu suntem. Am mai băut o jumătate de oră, după care eu m-am retras la mine în poieniță, să mă rog și să citesc din cartea cu domnul Klaus Iohannis. Problema cu fata lui era că mă urmărea non-stop, s-uita gale și suspina tot timpul. Dacă mă duceam și eu la râu ca să fac o baie ca bărbatul în toată splendoarea mea, o simțeam cum mă pândește de după copaci. Iar când mă întâlneam cu ea pe la pensiune, tot timpul mă chema să-mi arate cum fac iepurii iepuraș, cum stă vaca la montă și cu coșul pe găină. Mă rugam la bunuțul și spuneam, Doamne, ia de la mine acest pahar, eu am venit aici să fiu pusnic. Băi, frate, și într-o seară am băut periculos tare de tot cu nea Mihai, nevasta era plecat în oraș să facă aprovizionarea și se întorcea dimineață. Nea Mihai supărat, că știa că nevasta avea un amant taximetrist. O băut până ce o adormit cu capul pe masă. Eu mă pregăteam să fur ceva de mâncare din frigider și să mă retrag în poieniță. Când deodată aud, Ionică... Când mă întorc, o văd pe fixa Adelina, așa o cheamă, ea dormea după sobă. Ionică, vină lângă mine. Și am zis că nu pot, Adelina. Ionică, te rog, vină lângă mine. Am zis că Adelina nu pot, că am promis. Ionică, dacă nu vii acum, mor. Vă dați seama, nu puteam să risc. M-am dus așa ușor, m-am insinuat lângă ea în pat, foarte cald acolo lângă sobă, mirosea laptea, miere de albini. Ea era într-o bluziță foarte scurtă de in, fără lenjerii. Eu am subliniat, Adelina, nu facem nimic. Ea zice, ba facem, Ionică.
Băi, frate, și s-a întors, a început să cotrobă, avea o saltea de asta, de paie. I-am zis că nu, te rog frumos, nu scoate prezervativ. Eu zic că nu, nu, nu. Băi, frate, și-a scos o măgăoaie de asta, de telefon, S3, S4, nu mai știu ce era. Și zice Ionică, rămâne doar între mine și tine, tata nu știe nimic. Mi-am făcut și eu cont de Facebook. Tu ești mai umblat pe-n lume. Învață-mă, te rog, să-mi pun niște poze frumoase, cum au colegile mele. Eu când am auzit, mi-a venit inima la loc. Zic, deci poze vrei? Poze. A luat-o din mână, zic, hai cu mine. Am dus-o în poieniț. Lumina lunii, vraja serii. Și am zis că fii atent cât învați, Ionică, cum să faci poze sexy pentru Facebook. I-am zis, lasă capul pe spate, pune o mână pe buștean și dă drumul la un picior să iasă afară în toată splendoarea lui. Ia s-a pus așa, am zis așa, și acum fă bot. Bot cum? Bot ca la capră. Așa, am zis, da, așa, dar mai tare. Așa, am zis așa, stai așa. I-am făcut frumos niște poze. Și după aia a zis, mă ajut să le pun pe Facebook. Și am zis, le punem pe Facebook imediat, dar nu le punem așa. Asta e foarte important. Punem și un citat. Ce citat, Ionică? Și am zis, un citat filozofic. Și am pus poza și am scris acolo, vorbele pot răni mai mult decât cuvintele. Așa se pune o poză pe Facebook, ca să ai like-uri, mă înțelegi? Băi, eu plăcut la nebunie, m-am îmbrățișat, m-am pupat, m-am strâns. După aia a zis Ionică, gata, sunt fericită, îți mulțumesc din suflet, mă duc să mă culc. Și am zis că du-te și te culc. După ce-o plecat, mi-am făcut și eu rugăciunea și am căzut într-un somn adânc. Din care m-am trezit pe la orele 7 dimineața, când am început să aud zgomot de pași. Am ridicat capul din frunze și am văzut, practic, toată familia care venea în viteză spre mine. M-am speriat și m-am cățărat în vârful unui copac. Ei, când au ajuns în zonă, m-au văzut și zice, Ionică, dă-te jos! Am zis că nu vreau! Băi, Ionică, dă-te jos! Am zis că nu vreau! O scos tasul o sticlă de vin din sacoș și zice, băi, Ionică, vin să-ți dau un par de vin la botul calului. Și am zis, dar nu mă bați? Și am zis, cu schibate, trebuie să sărbătorim. M-am dat jos, am început să mă îmbrățișeze toți. Ia, tasul, măsa. Măsa avea un ațipir lipit aici cu Eurotaxi. Mergi odată și mai vrei. Sincer să fiu, eu nici nu prea înțelegeam de unde atâta bucurie, până nu m-a lămurit taică-su, care zice, Ionică, acum chiar cred că ești un om cu o viață sfântă, capabil să faci minuni. Și îl întreb, de ce zice asta nea Mihai? Pentru că nu știu ce ai făcut tu ieri, dar fata noastră a primit pe puțin 30 de cereri în căsătorie. Zic, de la cine? O să că numai de la lumea aleasă. Manager de Facebook, manager la FCSB, la Louis Vuitton, șef la buzunarul mama și lui tata. Deci chiar avem de unde alege în sfârșit. N-am mai zis nimic. Am mers la pensiune, am petrecut 3 zile și 3 nopți. După care mi-am dat seama că de ajuns cu pusnicia, frate. Mai bine mă întorc acasă la mine. La vreo 2 ani de la experiența asta, nu știu cum și prin ce mijloace mi-au aflat adresa, dar am primit o scrisoare din Munții Rodnei, semnată de nea Mihai, care îmi povestea că nevastă s-a plecat între timp cu taximetristul, iar fica lui, rămasă tot nemăritată, îi dăruise 2 nepoței. O fetiță frumoasă ca spuma mării și un băiețel mai mic, cu coif.